Floriana este în direct în acest moment cu un om pe care îl apreciem de foarte, foarte mult timp și care cu siguranță este antrenorul român al anului, chiar dacă echipa care a câștigat nu este din România. Floriana, cu cine ești? Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața, Dani! Așa este, fără îndoială, Răzvan Lucescu este antrenorul anului după ce a câștigat cupa și campionatul în Grecia, Cupa OC. Răzvan Lucescu este în această dimineață alături de noi. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața. Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Vreau să întreb, mai ales că noi ne știm de atâta timp. Da, așa este. Vreau să întreb, cum ai descrie ceea ce simți după această performanță? E un sentiment fantastic de ușurare, pentru că e de luat în considerare tot ceea ce am trăit din primul minut sau de la primul pas pe care l-am făcut din avion la Salonic, primind o grămadă de mesaje prin care mi se transmitea ideea de ceea ce înseamnă PAOK, ce mare presiune este, cât de uriașe sunt așteptările suporterilor și pentru faptul că nu am fost întâmpinat cu brațele deschise. A fost oarecare ostilitate, asta și cauzată de faptul că pe parcursul celor 3 ani ai mei la Xanti am avut meciuri foarte disputate, aprige, în care PAOK nu prea reușea să câștige și atunci m-au primit ca pe un adversar. Zi de zi a trebuit să mă lupt împreună cu stafful meu tehnic, un staff extraordinar, să ne impunem și să ne facem respectați și cred că la sfârșitul acestor 2 ani putem spune că ăsta este lucru cel mai important, că am reușit să ne facem respectați și am reușit să transformăm acel moment de început într-un moment foarte frumos pe care l-am trăit, în special după câștigarea cupei, pentru că a fost al doilea obiectiv al nostru, a fost legat câștigarea cupei de câștigarea campionatului și în același timp de faptul că este echipa care n-a pierdut niciun joc pe parcursul campionatului. Cea mai bună realizare în istoria fotbalului grec. Sunt lucruri pe care nu pot să le explic, sunt trăiri pe care nu pot să le explic. Foarte mult am visat la momentele acestea de după meciurile în care vom fi campioni și vom câștiga din nou cupa, văzându-mă pe terasa apartamentului meu cu un pahar de vin singur și liniștit. Cam asta este esența a acestor 2 ani. Stări extraordinare, dar în același timp fără a mă exalta, fără a ieși și a simți nevoia de a face nebunii, ci pur și simplu de a fi singur și de a fi fericit cu mine însumi în interior. Acum ești pe terasa casei tale, dar în vacanță. Cum este în vacanță? Sau nu simți că ar fi vacanță pentru tine? Nu e deloc vacanță, este o altă experiență. Bine, deja cunoșteam aceste lucruri, am avut și marea șansă să am experiențe trăite alături de tatăl meu. Întotdeauna să știi că atunci când este un succes și când succesul acela este extraordinar, a doua zi lucrurile încep să se complice. Toată lumea crede că înțelege fotbal, că se pricepe, că caută să-și dea cu părerea, caută să arate că este parte dintr-un succes și automat lucrurile încep să fie mai dificile pentru partea care urmează. Am avut această perioadă în care normal ar fi trebuit să stau, să mă liniștesc, să-mi văd de familie, însă nu a fost posibil și știm foarte bine că ne va aștepta un an mult mai complicat, pentru că așteptările sunt foarte mari. Lumea la Salonic n-a fost obișnuită să câștige, iar după această victorie vrea și mai mult și este firesc. La fel simt și eu. O și mai mare motivație pentru a câștiga. De aceea trebuie să fii foarte atent cum programezi, ce fel de strategie, cum
te gândești să pornești, pentru că începuturile iarăși sunt importante, pe un fond de entuziasm, de bucurie foarte mare, de încredere imensă, plecând, pornind greșit, riști într-o situație în care emoționalul foarte mult contează, să pierzi încrederea și să ai un an mult mai complicat. Deci de aceea trebuie să fim foarte atenți, echilibru în viață, echilibru în sport este cel care asigură un drum corect. Apropo de familie, sunteți una dintre cele mai frumoase familii din fotbalul românesc și se spune că toți copiii vor să le calce pe urme taților. Tu ai avut acest țel în viață? Nu, în niciun caz nu mi-am propus să fac ceea ce a făcut tată, să realizez ceea ce a realizat el. Însă pot spune că datorită lui am această pasiune pentru fotbal. Eu nu știu ce aș fi putut face altceva, sau probabil că da, abia acum am descoperit, dacă n-aș fi fost în lumea fotbalului, mi-ar fi plăcut să probabil să fiu doctor veterinar sau în orice caz să fiu implicat într-o acțiune de ajutorare a animalelor. Da, pentru că ai deja 5 pisici, nu? Am 5 pisici, am un câine, am avut 2 iepurași, o întreagă mini grădină zoologică. Deci revenind la povestea pasiunii pentru fotbal, fiind alături de taică-mi în fiecare zi, văzându-l, el educându-mă în acest sens, pentru că mă lua cu el la stadion după fiecare meci, îl așteptam împreună cu mama mea, era atmosfera aceea în jurul nostru fantastică, stadioanele arhipline, a doua zi la antrenamentele lui de refacere, când era mai mare libertate pentru jucători, mă putea lua cu el la antrenament și făceam parte din vestiarul celor mari și vedeam toată acea atmosferă, jucătorii, cum se pregăteau, modul lor de a vorbi, de a glumi, devenisem oarecum mascota lor. Pe vremea când el a antrenat la Hunedoara, eu nu știu dacă am pierdut în deplasare 10 meciuri în 5 ani de zile. Deci mi-a transmis această pasiune pentru fotbal, dar niciodată nu m-am gândit eu trebuie să fiu mai bun ca el, sau trebuie să obțin ceea ce a obținut el, sau jumătate din ceea ce a obținut el. Nu. Și alegerile mele au fost așa, complet aiurea. Am plecat de la Liga 1 și sfert de finală de Cupa UEFA cu Rapid, câștigătoare de 2 ori la rând a Cupei României, la locul 11 în Divizia B. După aceea de aici, iarăși, când aș fi vrut să mă duc într-o altă parte, m-am dus la Xanthi în Grecia, unde echipa era pe un loc retrogradabil, de-abia se salvaseră de la retrogradare la un joc de play-off. Deci am avut așa alegeri în care mi-am spus cel mai important este experiența și în niciun caz să nu regret alegerea făcută. Dacă nu iese bine, să iau din ea, să învăț și să mă folosesc. Mulțumesc mult de tot că ai fost în această dimineață alături de noi. Așadar, trebuie să-i ținem pumnii lui Răzvan Lucescu, pentru că începe un nou sezon alături de PAOK și implicit va juca în preliminariile Ligii Campionilor. Răzvan, Dani, înapoi la voi. Mulțumim, Floriana. Salutări lui Răzvan. Ne face cinste să ne laudăm că suntem de-ai lui. Yay!